Revoluției, Piața Operei. Încercați să stați cât mai grupați, cât mai uniți. Nu lăsați instigatori să intre în mijlocul vostru, în mijlocul nostru. Nu permitem așa ceva. Cum v-am zis, dacă instigatorii să fie printre noi, foarte simplu, vă puneți pe ciuci, o să fie la vedere, o să fie în jocul tuturor. Noi să-l vedem, jandarmeria o să-l vadă. Studenții sunt aici! 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 Uniți, salvăm toată România! Uniți, salvăm toată România! Uniți, salvăm toată România! 20, 20! Toată România! Este foarte bine că am reușit și în această seară să începem să ne strângem. Ne vom strânge și mai mulți, cu siguranță. Am văzut că pe măsură ce trece timpul vine tot mai multă lume în piață. Cu toate acestea, v-aș ruga să vă chemați cât mai mulți prieteni. Sunați-i, dați-le mesaj, Facebook, WhatsApp, SMS. Da? Este important să fim cât mai mulți, pentru că este, da, o luptă pentru supraviețuire, practic. Asta se întâmplă în aceste zile, o luptă pentru supraviețuire și indiferent că suntem mai mulți sau mai puțini, important este să luptăm în continuu. Important este să fim în fiecare zi prezenți. Pentru cei care nu știu, am fost și astăzi prezenți la ora 12 la prefectură, o vom face și mâine. De asemenea, cel mai probabil vom fi prezenți și mâine seară, da? Până când avem rezultate. Dreptate, nu imunitate, vrem 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 dreptate, nu rușine, rușine să vă fie, rușine, rușine, rușine să vă fie, rușine, rușine. Rușine să vă fie, rușine, rușine, rușine să vă fie. Solidaritate, adevăr, dreptate, solidaritate, adevăr, dreptate, solidaritate. Stai aici! Vede ce eu pot frică la
mea nu fi rău. Într-adevăr se ridică, văd că se adună din ce în ce mai multă lume în piață. Haideți să-i mai încurajăm încă o dată. Ia ieșiți din casă, dacă vă pasă.